Înseamnă că aici ceva o să-mi dă, care mie o să-mi permit să mă focusez anume pe momentul de intrare. Deci mai întâi de toate o să începem cu această strategie și după care eu o să vă dau o altă strategie, la fel, care ne permite să, cu exactitate, sau avem două confirmări pentru a deschide și a generi momentul cel mai potrivit pentru a deschide tranzacții. Deci mai întâi de toate o să înceapă domnișoara Cristina și după care eu o să mergem. Bună seara, Corada! Bine, haideți mai întâi să începem cu să vă întreb pe dumneavoastră. Pentru ce folosesc indicatorii? Indicatorii de volum însăși nu se folosesc pe piața Forex, ele mai mult pe piața de acțiuni, ca să delimităm o străbatere falsă, să vedem unde a fost într-adevăr un volum mare în piață. Indicatorii de trend și indicatorii oscilatorii, ei se folosesc cel mai des împreună, într-un simbioz, formează direcția de care noi avem nevoie pentru o strategie, direcția, intrarea și ieșirea. Deci am numit această strategie sniper din considerentul că avem randamentul de take profit față de stop loss începând cu 1 la 10, 1 la 30. Adică intrările. Această strategie este mai mult pentru persoanele care acordă tranzacționării mai mult timp. Adică au îndeajuns timp pentru un time frame mai mic pentru a depista intrarea perfectă. Adică la raportul de 1 la 10, 1 la 30, chiar 75% randament denotă dumneavoastră o profitabilitate, dacă vorbim în puncte, e de la 400 de puncte lunar. Și acum haideți să vedem, haideți să începem. Prima de ce avem noi nevoie pentru această strategie o să fie nivelele. Plasarea corectă a nivelelor pe grafic este, cred că, a doua temă de practică, dar totuși, până la urmă, mulți nu știu cu siguranță dacă anume nivelul acesta corespunde, adică anume 10-15 puncte mai jos, mai sus. Pentru aceasta eu recomand traderilor începători îndeosebi, chiar și eu îl folosesc când am dubii, când văd două maxime și minime foarte apropiate, eu recomand folosirea indicatorului MACD. Cine știe cum să plasați nivelele după MACD? Irina. Așa, deci, prima etapă o să fie plasarea nivelelor pe MACD. Vrem să începem H4 și de cine a făcut profit? Hai, cine e din sală? Cine a tranzacționat și a făcut profit? Unu, ce? Eu dolar și eu zic. Eu dolar și eu stăm bine cu dolar? Bai sau său? Bai. Bai? Bai? Așa, încă? Cine ce-a fixat azi profit? Un medien, zic, de pe anul. Da. Tranzacția dumneavoastră pe lira sterline deja mișcă în direcția care nu ne trebuie. Cine încă mai fixat profit astăzi? Haideți o sală plină de trei, trei persoane doar. Ce este un nimeni azi nu tranzacționat? Vlad? Cătălin? Astăzi sunt trei. Da, nu sunt tranzacții. Ok. Bun. Restul? Doamna Lupa. Pe lungul de roată. A, deja am înțeles. Sunt destul de mirosul lui Ilean. Da, nu pe durată. Așa, haideți, încep. Deci, pentru aceasta noi avem nevoie de indicatorul oscilator MACD. Indicatorul MACD este unicul indicator, parametru 5345, este unicul indicator oscilator care este prezentat prin volume. Adică, însuși un indicator oscilator, în primul rând, el o să fixeze în partea de jos a graficului, cu bare,
indicatorii de trend se fixează pe însuși pe graficul, evoluție prețului indicatorii oscilatorii se plasează în partea jos a graficului. Majoritatea indicatorilor oscilatori ne arată suprasaturația pieței, supravânzarea sau supracumpărarea. Și de obicei ele sunt foarte în nivele, fiind suprasaturația pieței se măsoară în procentaj cel mai des. MACD-ul face excepții din considerent, el este reprezentat prin histograma evoluției volumilor. De asta noi ne folosim de el pentru plasarea corectă a nivelelor pe grafici. Și cum noi facem? De exemplu, noi am spus că începem nivelele de care noi o să avem nevoie pentru strategia dată, începem cu daily. În daily noi o să observăm cu dumneavoastră de cele mai accentuate maxime. Dacă o să mergem cu regla, iată, avem cele mai accentuate maxime. Iată, acest nivel reprezintă cel mai accentuat maxim pentru noi și acesta o să corespundă cu nivel. Și iată, dacă noi vedem, avem, vedeți, iată, chiar și în această încercare, noastră apar momente de dubii care ar fi nivelul corect a prețului, evoluției prețului. Și iată, fiindcă avem una, două, patru vârfuri la același nivel. Și iată, MACD-ul ne plasează nivelul deasupra vârfului dat. Așa. Mergem mai departe. Deci, respectiv, dacă noi ne axăm pe evoluția prețului deasupra liniei 0, da? Adică pe maxime, respectiv pe grafic noi ne axăm la fel pe maxime, adică nivelul se corespunde cu maximul prețului care se află în paralel cu regla. Deci, mai departe, avem, iată aici, avem maximul reprezentat următorul nivel. Avem una, două, așa, mergem mai departe, minimele. Oricum, noi cu dumneavoastră o să mergem într-un time frame mai mic și o să le ajustăm. Diferența între nivele pentru această strategie nu trebuie să fie mai mică, mai mare, mai mică de la 50 la 150 de puncte. Chiar și 50, eu nu cred că noi cu dumneavoastră o să plasăm nivele de 50, ele oricum o să fie mai mari. Doar euro-dolarul și GBP-ul de care sunt foarte puțin volatile. Sau Pacificul, dolarul australian, cardul sau nouzelandez. El poate să facă așa nivele mici. Așa, mergem mai departe. Mergem în următorul time frame, H4. Și iată aici, dacă ne-am spus când le ajustăm pentru o precizie maximă, ca să devenim acei sniperi pe piață. Eu am început să folosesc această strategie relativ recent, adică am, cred că, mai puțin de 2 luni. De asta până acum n-am vorbit de ea, fiindcă nu avem rezultatele mele pe contul real să pot să mă împart mai departe cu ea. Dar după ce am văzut că rezultatele sunt bune, am spus că de ce nu? Fiindcă raportul e foarte bun. Așa. Toată lumea înțelege cum se plasează nivelele. Da. Adică noi urmărim maximele, cel mai pronunțat aici. Avem cel mai pronunțat maxim aici. Persoanele care urmăresc market discussion, nu cred că au observat. Și acolo ne conducem de nivele. Iată, aici avem dubii, evident nivelul acesta mai mare, respectiv nivelul plasează aici și aici. Așa. Primul nivel are 100, următorul 150. 100. Perfect. Așa. Deci, prima etapă, am plasat nivelele. Următoare. Deja nu mai avem nevoie. Pentru că o să ne conducem în această strategie din alt indicator oscilator. Îl însărăm pe grafic, indicatorii oscilatori, o să avem nevoie de CCI.
orice anumită cu parametri standard, de 14. Așa. Din indicatori oscilatori, cele mai tranzacționabile la moment sunt o să fie MACD-ul, RSI-ul, Relative Strength Index, CCI-ul, stohasticul. Absolut toate ne conferă nouă unul dintre cele mai avantajoase momente pe piață, adică convergența și divergența. E un moment de care mă folosesc personal și sfătuiesc să folosească persoanele. O să vorbim astăzi la fel despre acest moment. Doi, o să vorbim despre convergența și divergența prezentată de indicatorul oscilator. Așa. Cine știe, convergența semnal de ce? Vai. Așa. Și divergența o să fie semnalul de semn. Corect. La convergență. De exemplu, eu pot să consider nivelul dat cu nivelul dat o divergență? Nu. Nu. Din ce cauză? Fiindcă avem, da. Corect, fiindcă avem un nivel la mijloc. Atâta timp cât, la fel, la MACD stohastic, atâta timp cât avem la mijloc un nivel, noi nu putem să folosim convergența și divergența, fiindcă el este străbătut de un alt maxim. Suprasaturația pieții, care este reprezentată de indicatorii oscilatori, majoritatea cazurilor e reprezentată în procentaj. CCI-ul e reprezentată ca Bollinger Band subit trend, e reprezentată de un canal a prețului. Aveam 0 și 100, minus 100 și plus 100. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că este cât, iată, avem, de exemplu, acum e minus 43,62 aici. Da. Înseamnă că prețul deviază cu 43% de la mediu, de la, adică el e mai mult acum în vânzare. Adică el tinde acum să-și recapite, prețul permanent tinde să-și recapite, echilibrul pe piață. După o, de ce noi ne conducem însă și în oscilatori? Că după o străbatere puternică, el are permanent tendința să ajungă la linia 0, după care la străbatere ne orientăm deja mai departe în suprasaturație, în cumpărare. Adică mai întâi își fixează profiturile vânzătorii pe piață, după care intrăm în poziție și fixează cumpărătorii. Pentru această strategie noi avem nevoie de încă un nivel. Cum noi le plasăm? Dublu click, proprietăți, la nivele, o să mergem la adăugarea nivelelor, o să avem nevoie de 200 și minus 200. Spați, stângeți lumina. Ce ești? Poftiu? Stângeți lumina. Haideți bine. Așa e bine? Da. Principalul nu m-a stat de fie. Dacă vineți, și eu cască la... Principalul să ne adormim. Așa. Atmosferă de romantică și noctură pe nu trebuie să dormi și de afară, de la frig? Nu, că e liniște, dar vorbești în voie, nu doar. Așa. Uși poți să spui. Deci, majoritatea cazurilor pe cotație, el dumneavoastră o să vedeți că el oscilează între 300, adică cel mai mare deviere a prețului 300 și 300. În medie 300, aici avem 352, aici avem 291. Noi să orientăm la 100 și 200, la intervalul acesta de preț. Deci, cu convergența și divergența o să ne întoarcem încă o dată, dar vreau să vă întreb un lucru. Iată. Asta o să omitim, dar spunem mai întâi un indicator trend. Ca să nu facem, ca să nu formăm permanent trendul, eu pentru această strategie recomand 233 exponențial.
Deci, atâta timp cât tranzacția însăși tranzacționare pentru această strategie o să în cel mai des, adică direcția o depistăm în H1. Da? Deci în H1. Atâta timp cât graficele barelor se află deasupra moving average 233, noi ne orientăm cu gândul la deschiderea primordială a pozițiilor de cumpărare. Da? La trendul crescător, moving average de 233 o să servească pentru noi drept linii de suport, după care, iată, intersecția ei cu linii ne prezintă o incertitudine pe piață, o posibilă schimbare de tendință sau o corecție mai adâncă pentru persoanele care au, de exemplu, deschis tranzacții de lungă durată. Iată, acum noi ne aflăm într-o incertitudine. Dar, în H4, noi ne aflăm într-o zonă. Vedem? Dacă ne orientăm la acest trend, da? Da, iată ce am vrut să vă spun. Dumneavoastră luați ca confirmare străbaterea de lumânare, adică doar a umbrei lumânării. Da. Nu. Dar în calcul o luăm, corect? Fiindcă dacă într-un time frame mai mic, noi putem să observăm lumânări de pline în acest time frame. Așa și aici. O confirmare clară a unei poziții de cumpărare sau vânzare la orice indicator oscilator o să fie sau străbaterea sau respingere. De exemplu, noi o să avem, ați văzut pe grafice. De exemplu, aici noi cu dumneavoastră am avut respingere de la nivelul 200, da? Adică momentul perfect din care poziția de cumpărare, fiindcă trendul la noi direcția e primordial crescătoare. Și aici noi am avut străbaterea, iată aici când am străbătut înapoi nivelul 200, am avut momentul de intrare pentru pozițiile de cumpărare. Da? Deci, până când la moment, noi cu dumneavoastră avem ce? Avem direcția, care ne oferă nouă moving average, da? Avem ce avem încă? Intrare. Respingerea sau străbaterea nivelului 200, adică asupra. De exemplu, dacă ne orientăm la deschiderea tranzacțiilor de buy, desigur, noi ne orientăm la supravânzare, la supravânzare, la supracumpărare. Așa. Dacă o să avem trendul descrescător, ca în cazul de aici, da? Noi ne orientăm deja la deschiderea sau la străbaterea nivelului 200 din supravânzare în jos. Deci asta o să fie pentru noi momentul perfect de intrare. Mergem mai departe. Nește că nivelul 100 n-am mai luat în considerație, da? Nivelul 100 e ca un... El se ia în considerație ca un nivel de reper. Știți ce înseamnă consolidarea? Consolidarea la figură. Piața permanent tinde și e rămas bun. La fel și aici. Noi dacă o observăm, iată el când se plasează aici, își mai iau odată rămas bun. Și, adică asta e un punct de reper. Dar ca un moment de intrare și ieșire pentru poziția, de exemplu, pentru sniper, e poziție foarte volatilă, că e în time frame mic, o să fie foarte ironat, adică o să ne dea multe intrări și intrări greșite. Așa. Bine, mergem mai departe. Deci, haideți să vedem. Iată, avem box-ul. Noi era să ne orientăm, am avut intrarea doar, iată aici. Așa. Dați vă mai puteți. Deci, noi cu dați aveam momentele de aici 100, putem până 100, până 200. Aveam străbaterea, la confirmarea întrebării în poziția de bani, respingerea poziției de bani. Și iată, noi cu dumneavoastră o să încercăm. Dacă dumneavoastră o să intrați în poziția de buy, da? La respingere, după care prețul o să oscileze și o să vină înapoi.
asupra saturației, înapoi în sân. Iată acesta, noi aici avem confirmare de ce. Dacă el corespunde cu grafic, desigur, dacă unim ultimele două minime, asta o să fie o convergență, corect? Deci asta o să fie un indiciu că noi nu trebuie să închidem încă tranzacția. Tranzacția se pregătește. Adică își... Așa ce trebuie mai schimbă? Nu putem să ne adăugăm dacă... De exemplu, aici noi nu cred că o să avem posibilitatea de plasării unui stop loss pozitiv, pentru că noi, până la urmă, să deschidem în M15. Și ca să mai deschid una, să te mai expui cum volum pe piață, pe ce ești intrare, trebuie un stop loss pozitiv. Dar, adică, convergența și divergența pe grafic ne conferă siguranță că, oricum, direcția e corectă, el nu a ajuns la prețul nostru și adică noi nu trebuie să o închidem. Fiindcă noi știm că chiar dacă orice poziție deschisă pe piață, dacă dumneavoastră vedeți că pe piață s-a schimbat, merge în sensul opus, au avut careva noutăți pe plan fundamental. Nu așteptăm să ne închidem stop loss, o închidem manual, fiindcă noi gata, vedem că e schimbare de direcție, schimbare de tendință. Dar aici, noi confirm, noi avem un semnal clar că direcția e bună. Și intrarea asta, adică nu trebuie ieși, adică noi nu închidem până acum. De asta noi ne folosim aici de convergență și de divergență. Ele la fel foarte bine lucrează. Bine, mergem mai departe. 3. Pentru ce avem noi nevoie până la urmă de nivele și ajungem și la M15. Că de asta o să fie H4, H1, convergență o să fie H1. Asta o să fie momentul de intrare. Primordial. Și atât noi cu dumneavoastră avem nivelul. Noi permanent vorbim că nivelele nu reprezintă o linie dreaptă, dar reprezintă o zonă de evoluție a prețului. Deci, prețul tinde să evoluționeze oricum deasupra sau de desubt la nivel. Iată, mai avem o boxă. Dacă prețul tinde să formeze zone de incertitudine, de desubt la nivel, cu siguranță el nu s-a străbat. Noi știm cu siguranță că de aici noi să așteptăm deschiderea tranzacției de vânzare. Fiindcă pentru formarea, adică unui semnal că el o să meargă în bani, adică o confirmare că el își acumulează puterea pentru a depăși acest nivel, o să fie mai întâi depășirea lui, după care acumularea, și mai departe deschiderea primordială a pozițiilor de cumpărare. Dar dacă prețul tinde să oscileze până la acest nivel, cu siguranță o să fie o schimbare de trend. Sau o să avem o corecție adâncă. Și anume, boxul ăsta și reprezintă prima noastră căsuță unde noi începem să căutăm intrare. Gata. Dacă se formează zona de incertitudine, moment de intrare. Fiindcă bine, nu majoritatea. Eu, când începeam, aveam cea mai mare greșeală mea, când intram prea târziu. Și nu înțelegeam. Și cum? Eu am aproape să terminat. Sau eu intram și îl zice în corecție și eu închideam în corecție și după care îl zice mai departe. Și de asta... Problema începătorului. Da. Și de asta, iată, în H1 noi să avem boxa dată. Evoluția prețului. Noi o să observăm că când prețul vrea să străbată această boxă, el o să tinde să acumuleze la finul lui. Din nou o să avem așa. Iată aici, o să avem următoarea boxă, la 15. La străbaterea avem o confirmare, deci o lumânare închisă în 15, care e la 15, la jumătate, la 45, la oră, da? Putem să avem o confirmare clară, străbaterea boxei din 15. Avem posibilitatea deschiderea tranzacțiilor de vânzare. Să. Deci, avem boxa unde o să plasăm stop loss-ul. Iar take profit-ul, unde acesta o să nivelul. Majoritatea cazurilor
până la 20 de puncte. Nivelul nostru începe de la 50, oscilează în medie 100 de puncte. Respectiv, noi avem un stop loss în medie de la 10, maxim 15 puncte. Și de la străbatere, noi să avem fixarea take profit-ului. 10-15 pips. Până la următorul nivel. Deci asta o să fie tranzacționare pe nivel până la urmă. Până la 70 puncte? Da, undeva 70 puncte. De exemplu, dacă nivelul e 100, raportul nostru o să fie, de exemplu, de 1 la 7. Majoritatea, el se începe de la 1 la 10. Vreau să vedeți că nivelele NH4-ului, fiindcă noi acum am analizat euro-dolar și le reamțăm la timp. Dar majoritatea cazurilor ele de la 100. Cel mai bine să fie 150-200. De exemplu, eu această tranzacție, tip de tranzacționare, îl aplic pe GBP-NZD, GBP-GPI și acolo el e foarte, nu e furzol, îți vorbim că sunt mai volatile. Da. Ca să am mai multe posibilități de intrare în poziții. Pentru că eu acum necesit timp. Unicul minus în timp. Adică fiecare își gestionează timpul așa cum își dorește. Dacă doriți un raport mai mare, îl gestionați. Dar oricum, nu, piața nu ne oferă posibilități. Iată, euro-dolar avem box. Da, avem. Notați-vă strategia și domnișoara Cristina o să facă analize de la început până la sfârșit și o să vă arăte exact momentul de intrare, pentru zonele respective, de cât eu am înțeles, se plasează mai întâi de toate în H1 și după care n-am 15, corect? Da, și asta eu am pregătit. Vă notați strategia și apoi jucă. Adică noi ne-am făcut schița noastră formată din nivele. Noi știm să ținem cont de convergența, divergența de pe oscilator. Știm ce înseamnă confirmare de străbatere, știm ce înseamnă confirmare de intrare în poziție. Da? Și mergem mai departe. Și pe ce instrumente mai merge? Pe Forex pe toate, adică eu nu pot spun că el nu merge. Chiar și pe euro-dolar? Exact. Hai puțin de punct. Deci. Aici? El s-a oprit până la nivel. Asta o să fie un nivel din daily. Nivel puternic din daily, respectiv. Aici am avut următoarea boxă. Mai că aici ne-ați fi. Iată, era... Stop loss-ul de profit-ul neapărat nu plasați de la minimi și la maximele precedente a pieței. Adică piața, dacă tine se străbată maximul și sau minimul precedent, gata, e schimbare de tendință. Acolo plasăm tot plusul pe plus, la ultimul minim și la ultimul maxim. Iată, aici avem ultimul minim. Aici era boxul nostru. Așa. Și maximul care s-a format. Iată. Avem box. Până la 15. Iată aici l-am străbătut, avem că... Deci, haideți să vă luăm. H1, noi suntem de desubt la moving average. Ne orientăm la primordial deschiderea tranzacțiilor de vânzare. Așa, mergem la departe. Am început. Vedem, avem convergența. Divergența, am început. Divergența e semnalul de său. Și aici avem străbaterea nivelului și boxei, unde ne orientăm la deschiderea tranzacțiilor de stat. Top loss-ul este aici, 30 de puncte. Mare box. E foarte mare incertitudine, așa care acum am la moment.
sistem se preconizează de la take profit? Take profit? Sunt tranzacții de lungă durată, medie sau perioadă scurtă de timp? Perioadă relativ scurtă, fiindcă timp considerent cu mișcarea care tinde să oscileze într-o incertitudine. Convergență sau divergență, noi căutăm în 15, da? Nu în 15. Nu, noi ținem cont de ea, fiindcă noi deschidem tranzacția în 15 și noi vedem acolo. La deschidere, dacă se formează încă maxim, gata, este convergență sau divergență. Dacă ar fi convergență sau divergență în H1, atunci ar fi mai mult. Da. Din acest considerent. Și neconsiderent că dacă prețul tinde să oscileze în interiorul unui box, adică acolo se întâmplă acumularea prețului, acumularea puterii pieței. Și la străbaterea lui, noi o să vă observați, adică de atât și mă gândeam permanent că nu reușesc. Ultimele 5-10 minute, gata, a fost mișcare. Dar mișcarea nu se intră când ea deja e la jumătate. Unii nici nu plasăm tot prost, nici nu plasăm tot prost. Mișcarea se preconizează din înainte. Noi preconizăm evoluția prietului. De asta și facem analiză. Aici? Ne-am avut 50 de puncte. De exemplu, e aici, e pe mine personal, m-a închis un stop loss. Că el nu a ajuns până la următorul nivel. Fiindcă boxul acesta e primar, e euro-dolarul, care stă pe loc. Dar acum, haideți să facem analiză la GPNZD. A fost bun box ieri. Da. I-am închis pe tot un punct. De asta? Și eu la zi. Da, cross-cursurile ele sunt mult mai volatile și anume sunt cross-cursuri care ne-au permis și ne-au făcut și numărul de loturi și totodată permit și profit de luat pe ele. Da, da. Rebi s-au luat 20 puncte. Da, da. Mă, sper de mult. Vreau de la cross-cursuri de aia. Mai aici nu. E în ZD nu e atât de mare. Eu am zis doar de... Da, pe eu am zis 10 puncte. Lira sterlină cu doar... Dar pe aici stai 6 sau 8. 6 puncte. 5. Faci 5. Sunt poate uitat. A, 5, da. Da, știu că e bun uitare. Nu e tare mare. Eu am zis doar după asta, am văzut că ce-mi fiți. 5. Înainte la lira turcească era un spread foarte comod, 15 puncte, un punct nu este egal cu 10 dolari, dar unul trec și unul. Și trade-ul, hai să facem și lotul și profit pe lira turcească. S-o măriți spread-ul la 30 și apoi după asta s-o măriți spread-ul la 60 de puncte, dar trade-ul chiar recent am avut analiza tranzacțiilor. Tranzacționarea doar pe lira turcească, dolar pe lira turcească, un spread-ul 60 de puncte. Dar oricum, omul dacă a îndrăgit instrumentul dat, el nu mai atrage atenție la spread. Eu dați-vă la spicezuit spread-ul 120 de puncte. Oprește-l pe un trader să facă profit pe speech-ul sui, asta e imposibil. 240. Da, 240. S-a mărit. Eu am rămas pe prețul de vechi. De mult s-a mărit. Două săptămâni în urmă. Elean nu trimite notificări. Automat. Pași. Mai întâi de toate, după strategie respectivă, în primul rând, după MACD, noi o să plasăm nivelele în H4 și în treile. Distanța de la nivel la nivel să fie de la 50 la 150 de puncte, sau chiar 200 de puncte, corect? Da. 150-200 de puncte. De pe ce când ajung la 30 se împarte în 2? Se vede bine? Da. Așa. A doilea moment. 2. Ce punem pe grafic? Moving average cu parametrul 233? Ca să vedem? Sau? Sau? Adică îi lăsăm un concomitent, adică nu are... Al doilea pas. Ok. Noi punem mai întâi cu toate moving average. Parametrul 233. Așa. 3. Plus la aceasta plăsăm. Indicatorul CCI.
Pentru că să avem divergență, convergență. După eu. Și boxele. Boxele în H-ul. Zonele. Dacă ele se formează, dacă nu tranzacționăm, ca de obicei, după strategie cu stohasticul, care e cor și oscilator. Străbatele dinspre saturație deschidem tranzacțiile de bani. Adică este o oportunitate deschiderea tranzacțiilor în stop-loss foarte mic când prețul tinde să oscileze. Și el mai des, el oscilează la nivel și noi nu știm ce să facem. În moment să ne adăugăm, în moment să ne adăugăm. Atunci, în ajutor, vine în centru. Modelul în care se formează formațiune, atunci noi punem și stohastic pe grafice. Nu, adică stohasticul, vorbeam de strategie și stohastic, adică suprasaturația vieții. Noi la practică dăm stohasticul și suprasaturația, adică același principiu. Deci, haideți să decităm boxul. De exemplu aici, am avut un box. Prețul tine să oscileze deasupra nivelului, adică el se acumulează până la nivel, cu siguranță o să schimbi tendința. Dacă el avea tendința să oscileze mai jos de nivel, noi era să ne adăugăm la poziție de visor, corect? Înseamnă că mă vedea aici, nu ne trebuie. Mă vedea aici, nu ne trebuie direcția primordială. Aici, de exemplu, noi e... Înseamnă aici nu-i băgăm. Moving average, din câte am înțeles cu parametrii 233, el nu ne arată nivelul, este trend ascendent sau descendent. În cazul în care piața este deasupra, moving average este crescător, în cazul în care este sub preț. De asta spun că aici, respectiv dacă el e mai jos, e descendent, înseamnă că noi aici nu trebuie să ne băgăm. Aici e corecția adâncă. Da. Sau ne uităm în H4 și prin H1 tot mai este. Tot aceeași. Tot același. Pentru corecția adâncă. Înseamnă că aici nu... Moving average ne prezintă momentul de plasare a take profit-ului, aici, de exemplu. Că el oricum tine să osciliază, după care el, ca un magnet, să atrage pe următorul nivel sau pe următorul instrument care are nevoie. De exemplu, aici el s-a dus înapoi la incertitudine. E posibil schimbarea tendinței, dar aici, de exemplu, noi după nivele, dacă nu-i zonă, atunci ne axăm de pe 233 direcția să o luăm. Dar aici direcția e clară, că este zona. Deci. Așa. Aici. Iată, n-am ce aici nici nu oscilat. El a oscilat aici mai sus. Și o străbătură. Iată, avem străbaterea asta. Avem momentul de... Bait, aici, iată, am avut la primare, lunare s-o închez aici, respectiv noi am intrat aici și în poziție de cumpărare, corect? Și am intrat în poziție de cumpărare, până la următorul nivel. Până la următorul nivel avem 90 de nu a fost moment de formare a unei zone, că zone de 5 sunt o volatilitate mult mai mare. Și aici putem să adăugăm, deja aici avem posibilitatea plasarea unui stop-loss prostit. Noi am avut stop-loss la minimul precedent, adică în afara box-ului aici, după care vă stai versare acest nivel. Haideți să vedem totodată și cât constituie stop-loss-ul. Noi am intrat aici pe este de intrare. Așa e aici. Și vedem 90. Și vedem așa de aici. Ei, proiți, spunește 97 de aici, da? Da, 97, 97. Și deja aici avem posibilitatea să lăsăm 97. De cum avem posibilitatea deja de plasarea unui stop-loss pozitiv și de, deja de adăugare la poziții sau deschiderea unor poziții mai. Haideți întrebări la strategie, la strategie respectivă. Haideți să vă urmim astăzi sau să adormim omul. Nu să putem trezi. Ce întrebări sunt la prima strategie? Ce nu este clar? Haideți noi să clarificăm toate lucrurile date. Eu cred că acasă. Nu să așteptăm că ne iasă din boxă, da? Box. Nu. De-aia am 15 să iasă din box.
Da, dar noi nu le așteptăm într-o perioadă de timp mai scurtă. Adică, de exemplu, da. Acolo nu avem... Dacă nu avem boxe, noi orientăm ca după asta, hai să fim, iată aici. Deci, iată, haideți în momentul cel mai lin. Arătați-ne un caz pe istorie. Formează incertitudini, dacă străbați boxul acesta, da. Dacă să avem o străbatere clară. Deci o să orientăm la deschiderea tranzacțiilor de cumpărat până la următoarea lume. Cam niciodată da. Da. Haideți să vedem întrebările care au apărut la strategia dată. Sniper. Nu sunt? Bine. Acasă cel mai bine dacă o să o aplicăm în practică, neapărat trebuie de aplicat toate strategiile în practică, ca să vedem câte de câte merg și câte cazuri de câte merg și câte cazuri de câte nu merg. Fapt așa cel mai bine să verific o strategie. Bun, eu o să mă străduim un pic strategia să fie mai simplă și anume o să dau cu Fibonacci. Dacă eu de obicei mă orientez la strategie într-o perioadă scurtă de timp, și anume mai mulți care mă cunosc, eu transacționez în scalping. Astăzi m-am orientat la o strategie pentru o perioadă medie și îndelungată. Adică o să meargă vorba de time frame-ul de 4 ore, graficul de 4 ore și graficul de un zi. Strategia este destul de simplă. Strategia este destul de simplă, anume o să vorbim despre trend, Fibonacci retracement și un alt indicator, oscilator, anume RSI, o să vorbim despre el. Dacă să vorbim despre Fibonacci, voi cunoașteți la lecțiile de practic, Fibonacci retracement măsurăm ce? Impuls sau corecție? Impuls și adâncimea corecției, nu? Vedem până unde se formează corecția ca următoarea mișcare care urmează să prindem următorul impuls. Adică noi plasăm destul de simplu. Iată, dacă noi o să avem aici o tendință. Spre exemplu, o să avem o tendință crescătoare. Este impuls, corecție. Și iată, permanent plasăm Fibonacci, instrumentele lui Fibonacci, pe ultimul impuls care se formează. Când anume se începe corecția, noi avem nevoie de confirmare de primele două lumânări descrescătoare, ca confirmare că începe o corecție pe grafici. Și în momentul dat, iată, de la începutul impulsului până la începutul corecției, noi plasăm instrumentele lui Fibonacci. Ca să vedem adâncimea corecției. Și în continuare o să tranzacționăm pe impuls. Doar că o dublă confirmare, aici este nivelul 0, nivelul 0 și nivelul 100. Aici noi o să avem nivelul 23, 6, 38 și 2, 50 și nivelul 61 și 8. 38 și 2, 50, 61 și 8 și nivelul 100. Adică adâncimea corecției noi permanent o determinăm cu Fibonacci retracement. Din momentul în care el se respinge de la unul din nivele. Cum noi cunoaștem cele mai importante și mai puternice nivele ale Fibonacci, care sunt? 50, 61 și 8. Precis 50. 38 și 2 și nivelul 61 și 8. Iată, de la aceste două nivele, noi mai mult o să ne orientăm la de aici, că nu o să se respingă piața. Deci, în continuare, noi să luăm un alt indicator oscilator
și anume RSI. RSI-ul simplu el este ca și stohastic, are două nivele, care la fel determină prețul, piața când este supracumpărată și supravândută, activul, să-i spunem. Așa, deci noi RSI nu o să-l folosim chiar cu două nivele, dar o să-l folosim cu trei nivele. RSI. Dar să vorbim de perioadele de timp, trendul și Fibonacci, noi îl plasăm în graficul de 4 ore și în graficul de o zi. După RSI, noi să folosim RSI cu 3 nivele. Deci nivelele lui la RSI este 30, 50, nivelul din mijloc, simplu, RSI-ul simplu, și nivelul 70. După RSI, noi o să ne orientăm să tranzacționăm atunci când o să fie confirmare, iată, străbătut acest nivel. În cazul în care deja se finisează aici corecția, concomitent pe nivelul 50, o să fie o străbatere de nivelul 50 în sus. Și atunci aici noi o să ne orientăm la pozițiile de cumpărare. Deci profitul noi îl punem la următorul nivel. Iată, dacă merge vorba de 38,2, o să vorbim de 23,6 sau nivelul 0. Take profit, noi îl plasăm sau după nivelele lui Fibonacci sau după nivelul trendului. Adică, haideți să vorbim de strategie. Din ce este format strategia? Direcție, intrare și ieșire. Așa. Direcție, intrare și ieșire. Direcția mi-a arătat trendul. Corect? Impuls, corecție, eu, toate aceste momente, eu le determin cu ajutorul lui Fibonacci. Pentru că noi am înțeles că cel mai important lucru pe piață este trend și nivele. Cineva este mai complicat să determine desfășurător nivelele. Păi ca să plasați nivelele cu o exactitate mai mare, spate și cu MACD, cum arăta domnișoara Cristina, sau puteți folosiți instrumentele lui Fibonacci. De la fel foarte bine arată unde este într-adevăr nivel. Deci intrarea. Noi o avem după Fibonacci retracement plus o confirmare dublă, pentru că noi astăzi focusul nostru este spre mai multe confirmări de a deschide pozițiile de cumpărare. Plus o confirmare dublă avem după RSI, doar că noi intrarea o să ne orientăm în time frame-ul de o oră. Perioada mai scurtă de timp. Sau deja în H4, dacă noi plasăm Fibonacci retracement în graficul de o zi, intrarea putem să ne orientăm și în graficul de 4 ore. Dar dacă noi punem Fibonacci după graficul de 4 ore, deci o să ne orientăm la intrare în H1. La fel după RSI. Așa, ieșirea de piață, unde noi punem stop loss și unde punem take profit-ul. Take profit, stop loss-ul. Aici o să-l punem după trend. Și după Fibonacci, sau după nivelele lui Fibonacci retracement. În cazul stop loss-ului, eu cel mai mult recomand, spuneți întotdeauna stop loss, sub nivelul 61,8. 61,8. De asta raportul îl faci să fie 1:1 sau 1:2. Da? Cel puțin mie îmi place cum lucrează această strategie. Deci, în continuare, noi punem pe grafice și o să vedem câte din câte merge, câte din câte cazuri nu merge. Strategia respectivă merge pe piața valutară, forex, notații directe, indirecte, cross-cursuri și pe piața energetică. Așa. Și vedem dacă să vedem. O să facem acum analiză la un instrument, o să vedem două, trei întrebi. Trend crescător, pe trend descrescător și o să vorbim și un instrument din piața energetică. Care știu ce tranzacționează din piața energetică? Din piața. Ok, dar pe gaz cineva tranzacționează? Unu. Numai unu? Foarte rău. Pe gaz e foarte interesant tranzacționat după strategia figurilor. Așa. Deci, haideți, ce instrument financiar luăm? Indiferent care. Care îl numiți voi? Vitea. Haideți mai întâi din piața valutară. Haideți. Lira sterlină cu dolarul american. Mă duc în ce time frame vreți? În graficul de o zi sau de 4 ore? Daily. Daily.
Mai ușor în H4? Mai trebuie să-ți împugă. În ce time frame credeți că vreți, în ce time frame vreți, în ce time frame și o să determinăm. Deci, uitați-vă, noi în primul și în primul rând o să facem analiza pentru perioada mai actuală. Determinăm mai întâi de toate trendul care îl avem la moment. Să spunem că este o lungă stare de trend. Așa. Deci avem două minime, două maxime, suntem în cadrul unui trend. Plasăm Fibonacci retracement pe ultimul impuls care noi îl avem. Iar acest impuls până sus îl ducem și vedem la ce nivel s-a finisat corecția. În cazul nostru este nivelul 61.8 și chiar el este un pic străbătut. De aici el s-a respins, fiindcă el cel mai bine a mers aici nu după Fibonacci, dar a mers strict după trendul care l-a format anterior. Și iar noi am pus nivelele lui Fibonacci și anume Fibonacci retracement. Deci avem deja confirmare pentru buy. Punem și RSI-ul, așa, indicator oscilator, plasăm indicatorul RSI, parametrii luăm standard, doar că aici, la nivele, noi să adăugăm și nivelul 50. Plasăm, plasăm RSI-ul pe grafice și cum ne orientăm noi să tranzacționăm. Deci avem confirmare de buy, iată, la respingerea, la străbatere de la nivelul 61.8, iată aici, plus la aceasta, după acest indicator, iată, el se pregătește pentru pozițiile de cumpărare. Dar intrarea, pot să determin intrarea fie în H4 și în H1. Evident, cât perioada de timp este mai scurtă, cu atât dau intrări mai frecvente. Deci, iată aici, intrarea după H1, exact a fost în momentul când însăși linia acestui indicator a străbătut nivelul 50, totodată am avut și o confirmare în H1 de a deschide pozițiile de cumpărare după nivelele lui Fibonacci și deja după acest indicator. Iată noi aici o spunem, tranzacțiile de cumpărare. În cazul dat, eu aș recomanda, că eu permanent, nu știu, mie mi este mai aproape, să plasez permanent take profit-ul la nivelul 0 după strategia respectivă, stop loss-ul punem sub nivelul 61.8. Așa. Deci aici avem posibilitatea de a lua, să mai meargă în buy aproximativ încă 79 de puncte, deja stop loss-ul punem sub nivelul 61.8 și intrarea a fost chiar recent. Deci dacă să folosim metoda adăugării, evident că o să așteptăm să străbată următoarele nivele, pentru că în dependență de ce mișcare noi o prindem, noi putem să folosim și metoda adăugării. S-a format corecție, de aici avem prima confirmare de buy, următoarea străbatere a nivelului 50, metoda adăugării, încă o tranzacție de cumpărare, și deja stop loss-ul îl mutăm sub nivelul care a fost răbătut. Deci doar că eu în cazul dat mai bine aș recomanda stop loss-ul fi sub nivelul 61.8. Cei care și iarăși aici ne întoarcem înapoi, risk și money management. Dacă vă permite ca să plasați stop loss-urile sub 61.8, le lăsați aici pe toate. În cazul în care nu permite, conform planului vostru de tranzacționare, mai bine este să puneți un stop loss pozitiv. Să mutați stop loss-urile dacă folosiți metoda adăugării. Dacă să vorbim de RSI, el a arătat foarte și foarte bine momentul de intrare. Haideți să mergem pe istorie și noi să mai căutăm momente de genul să vedem a mers sau nu a mers. Ne ducem în H4, unde ele nu contează. Iată aici, noi avem la fel o tendință crescătoare. Este, s-a schimbat direcția un pic. Iată aici, tot este trend. O spunem pe daily, că pe H4 noi deja am văzut cum ele lucrează. Și punem Fibonacci pe ultimul impuls. Iarăși, este străbatere de nivelul 61.8. Dar dacă străbate nivelul 61.8 cel mai departe și continui direcția, asta totuși este trend. Eu să pun un pic și de la acesta. De ce o să mă orientez așa? Fiindcă noi avem trendul. Deci plasăm trendul mai întâi cu toate. Așa, și el o să fie pe toate 3 puncte maxime. Deci avem trendul și luăm impulsul de la punctul minim până la punctul maxim
și este iarăși un pic puțin de tot străbătut nivelul 61.8. Și intrarea care eu o să o am, mie o să-mi fie, o să mă orientez la ea în graficul de 4 ore, dar dacă o să am nevoie de intrări mai frecvente, o să mă orientez în graficul de o oră. Unde este Fibonacci? Iată aici la noi este Fibonacci retracement care l-am plasat. Uitați-vă că foarte bine s-a răspuns de la 61.8. Deci când anume mă orientez eu la pozițiile de cumpărare, în cazul în care eu am confirmare după nivelul lui Fibonacci retracement și totodată am și străbaterea după indicatorul oscilator RSI. Take profit în dependență deja, chiar cineva dintre ei are răbdarea asta, deschid o tranzacție, atât dacă doamna Luba spune că eu tranzacționez într-o perioadă lungă de timp, da? Ok, pui take profit-ul la nivelul 0 și aștepți, doar că asta este o perioadă mai îndelungată. Cei care nu au răbdare, puteți folosi strategia dată cu fixarea take profit-ului la următorul nivel. Iată, dacă de aici am avut confirmare pentru bani, până la următorul nivel sunt 100 de puncte. De ce profitul este în felul următor? Deoarece time frame-ul este mare, graficul de 4 ore și graficul de o zi. Nu, deja dacă spuneți instrumentul lui Fibonacci în H4, păi atunci o să fie take profit stabilit sau după intervalul acesta de nivele, sau deja o să-i puneți take profit-ul după trend. Eu cel mai mult aș recomanda să vă orientați la nivelul 0. Iată aici spuneți take profit și evident că o să fie un take profit mai mare și iarăși o să fie raportul diferit. Numai că evident că trebuie să conștientizez că asta o să ajungă nu azi, nu mâine, dar o să fie o perioadă mai îndelungată. Dacă ne uităm în cazul dat, la take profit până la nivelul 0 au avut nevoie de suficient timp, sunt în graficul de 4 ore, 291 de bari. Mai bine, bun, ok, eu o să pun take profit-ul acolo, dar concomitent pot să mai deschid tranzacții până. Și nu, iarăși nu este nevoie de multe, foarte multe instrumente. Iată, asta este situația pe graficul la cotația valutară. Noi putem să mergem pe istorie să determinăm și o tendință descrescătoare care a fost. Iată, în daily, o să luăm acest trend mai micuț. El merge atât pe trendurile ascendente, cât și pe tendințele descrescătoare. Așa. Și o să punem instrumentele lui Fibonacci pe ultimul. Haideți să fie acest impuls, da? Care noi l-am avut. Impulsul care a fost în tendința descrescătoare, aici. Ne ducem în graficul de 4 ore și ne orientăm deja să vedem ce tranzacții se putea de deschis. Deci s-a format impulsul respectiv. A fost corecția nivelul, nici nu a ajuns la nivelul 61.8. Undeva de la 61.8 confirmarea în sell a fost abia la străbaterea nivelului 50. Și de aici când am confirmare la nivelul 50, atât dacă nu am după RSI în H4, de aici puteți să nu vă orientați la deschiderea sell-ului. Deja la sell ne orientăm când am două confirmări, atât străbatere sau respingere de la unul din nivele, și respingere, străbatere și de nivelul 50 ai indicatorului oscilator RSI. Iată confirmare de sell, am, iată în momentul dat. Deci take profit care eu îl iau până la următorul nivel sunt 36 de puncte. Dacă să vorbim până la nivelul 0, sunt 152 de puncte care se poate de luat în decurs de 11 lumânări în graficul de 4 ore. Dar puteam în H1, mi se pare că arăta... Ok, haideți mai întâi toate o să determinăm unde eu deschid tranzacția. Iată tranzacția o deschid aici. Când am iată confirmare, atât respingere de la nivelul 50, cât și străbaterea nivelului 50 a indicatorului oscilator RSI. Sunt două confirmări. Eu o să le pun pe ambele ca să le vedeți. Iată așa. Dar ia uitați-vă, RSI-ul aici nu a fost cu... A, da. Da, se poate și de aici. În principiu o să fie doar durata mai îndelungată. Se poate și de aici. Când am atras atenția la intrarea aceea. Iată când străbate indicatorul oscilator RSI, atunci când am dubla confirmare în sell, atunci deschid tranzacția. Take profit în cazul dat, eu o să-l plasez la nivelul 0, stop loss o să-l plasez deasupra nivelului 61.8. Iată așa.
Deci raportul între stop-loss și take profit în cazul dat o să fie take profit 157-150 de puncte în decurs de 18 bare. Asta se primește prima intrare și 11 bare în urma celei de-a doua intrare. Și deja stop-loss în cazul nostru este undeva de 54 de puncte. Raportul se primește 1-3. Take profit-ul. La noi este 150 de puncte. Stop loss s-a primit 54, da? Aproximativ 50 de puncte. Raportul 1-3. Așa, iată este trendul descrescător. Este clar cum? Și a spus că în H1. Haideți să ne uităm și în H1. Posibil. Deci cum ne orientăm? A străbătut nivelul 50, dar este și intrarea mai repede. H1, cei care n-au răbdare. Iată undeva o să fie aici intrarea. De fapt, s-a închis oricum. 10-15. Dar noi putem și cu ordine mâna. 10-15 puncte. Confirmarea așteptăm. De aici deschidem tranzacția de sală. Nu așteptăm să închidă mâna. Trebuie să așteptăm să închid. Că altfel dacă ea poate duc în jos, nu duc în sus și arăsa aia tot pe acolo. Dar direcția care? Să... Stop loss-ul punem unde? După 61. Care e riscul nostru? Păi nu e nicio risc. Take profit-ul noi oricum îl punem aici. Take profit-ul noi îl punem după nivelul lui Fibonacci. Dar stop loss, dar și stop loss-ul punem după nivelul lui Fibonacci. Deasupra nivelul 61.8. Și în cazul în care noi chiar tranzacționăm, iată aici. Iată noi tranzacționăm cu ordinea mâna. Da. De sell stop. La 10-15 puncte. Noi nu avem nimic, cum spuneți dumneavoastră. Nu, mâna asta se duce în sus. Ne duce în sus. Da, adică și o să iasă că răsare o duc în sus, el nu o să străbată. Asta am în vedere. Așteptați lunarea închisă? Adică eu în alt frame nu recomand să treceți. După strategia asta, este o strategie pentru o perioadă medie și o lungă de timp orientată. De asta confirmarea puteți să așteptați și închiderea de lunare, să deschideți sau tot nu este o problemă. Eu nu aștept confirmările. Cei care mă cunosc știu, eu este intrarea, am deschis tranzacția, am pus top loss n-am pus, am pus take profit. Mai devreme sau mai târziu, eu oricum o să se închide. De ce? Eu spun asta, pentru că noi avem trendul, dar noi știm că trendul este prietenul nostru. Noi împotriva lui nu tranzacționăm, dar noi în cazul dat, noi deschidem tranzacție în direcția trendului. Și nu, eu nu recomand și nici într-un caz nu vendem să deschideți tranzacții fără stop loss. Stop loss neapărat trebuie să fie. Deja la fiecare independență, eu de mine spun. Am fost și eu cândva începătoare și acum tranzacționez, dar asta este. Oricum, cei care își abordează strategia după preferințe lui, cineva o evaluați cu ordinea mânării, cineva nu. Spate și cu ordinea mânării. Spate să așteptați confirmare, lumânarea închisă. Puteți să așteptați 3-4 lumânări. Chiar recent am avut o spate și nu știu, discutam cu trebuie și au trecut la cineva din colegi, am înlocuit și vorbeam despre combinațiile de lumânări. O să zic, dar trebuie să schimb tranzacția după 4 lumânări consecutive, da? Și o stăm, dacă tu ai să aștepți 4 lunări consecutiv, tu să coiți cât de tează intrarea. O să primească ca la domnișoara Cristina, ca la 3 de începători. Noi toți avem problema asta. Deschidem tranzacția și mișcarea deja s-a finisat și nimerim în corecție. Și acolo în corecție manual ne-am speriat și închidem tranzacția și asta este. Vedeți, deja în dependență. Cine mai folosește încă și combinațiile de lunări? Eu nu vreau să complic lucrurile. Strategia este simplă. Direcția mi-a arătat trendul, intrarea mie mi-a arătat Fibonacci și ieșirea și dubla intrare, pentru că noi aici suntem pentru ca să găsim dublă confirmare. Dublă confirmare eu permanent o am după indicatorul RSI. Când străbate, dacă nu este confirmare după RSI, eu după Fibonacci nu recomand să intrați. Și haideți să vedem și piața de energetică, dacă merge sau nu merge. Ce luăm? Nu vreau gaz. Da, cum de ideal. Da, e. Este bună din petrolul, nu că-i gaz. Nu, dar luați gazul din cauza gazului puțin și lumea poate să atragă atenție. Da, să aibă motivație de a trage pe gaz. Haideți, facem așa. Și gazul și ideal o să facem ca să vedem merge sau nu merge. Așa. Luăm mai întâi toate ideal. Ne ducem sau în daily sau în graficul de 4 ore. Asta deja fiecare cu preferințele lui de tranzacționare. În daily el o să vadă un pic trendul mai bine. Determinăm trendul care îl avem la moment. Așa. Prea
îmi place trendul, da. De asta și mie nu-mi plac, vreau să-l plătezi. A văzut mai frumos trendul. E la game mare. Eu înțeleg că e la game mare, dar să pun mare, eu nu o să-l pun. Iată așa o să punem. Punctul maxim, punctul maxim, minim și punctul... Hai să-l luăm pe acesta punct minim și o să punem Fibonacci pe ultimul... Haideți pe acesta, pe ultimul impuls care s-a format, dar nu am prea în corecție. Primele două, haideți să vedem chiar aici. Primele două lumânești și o să vedem cei ce noi am avut ulterior. La păsare Fibonacci. La păsare Fibonacci ține să pun și de umbră sau doar de lumână? Eu aș lua mai bine și umbra, pentru că time frame-ul este destul de mare. Și dacă noi trecem în graficul de o oră, pentru că cineva o spui în H4 și o spui în DE, și de asta eu o spun pe umbre, da? Fibonacci, dacă îl plasez în H4 și în DE, eu personal l-aș recomanda să-l puneți pe umbre. Pentru că umbra, dacă mă duc în H1, eu poate să fie luminare. De asta și mai bine așa. Eu cred că așa este mai ok. Așa, după care noi o spunem indicatorul oscilator RSI-ul. Tak, sunt nivelile. Îl punem un pic mai mic și mă duc în graficul de ori, fiindcă instrumentul lui Fibonacci a fost plasat în graficul de 4 ore. Deci unde eu am confirmare pentru buy, în prima intrare care eu o am în buy, trebuie să trebată nivelul 50 de jos în partea de sus. Iar eu până aici nu am deschis nicio tranzacție de buy. Buy-ul deja am să deschid iată în acest moment. Da, dar aici e nivelul 23, sau mai nivelul 61 care până la nivelul 0, ok, sunt 98 de puncte, dar ați în vedere stop loss-ul să fie 233 de puncte. Puteți să-l puneți sub nivelul 38 și 2. Stop loss-urile cel mai bine să le puneți sub cele mai puternice nivele, 38 și 2 și nivelul 61 și 8. Sunt niște nivele, nu știu, mie îmi plac, pentru că într-adevăr sunt mai puternice. Așteptăm acum un moment dacă îți trabate în numele 38 și 2 sau 68 și 1. Nu mă rugăm mai mult pe aceste. Analizăm instrumentul, este un pic mai mult și vedem unde de obicei el face corect. Pentru că, de exemplu, cum eu lucram pe trolul, nu ajungeam la 61 și 8. De obicei, la 50 nivelul era de întoarcere. Adică analizez instrumentul pe o istorie și vezi cam unde de obicei se... Stop loss-ul puneți cum vreți. Eu recomand stop loss-urile sub nivelul 61, mi-mi place acolo să-l pun. Că în cazul în care el poate străbate nivelul 38, poate străbate nivelul 50, tu poți să intri în lacă, tu poți folosești metoda medierii, adică cu cât mai jos se duci, tu de acolo iarăși mai deschizi cu o tranzacție de bani. Dar nivelul 61, într-adevăr, este un nivel destul de puternic. Dar cum vreți, așa le folosiți stop loss-urile. Puneți-le sub nivelele mai importante, 38 și 2, 61 și 8. Take profit-ul la nivelul 0 sau după trend. Deci în cazul dat, dacă să vorbim de o perioadă scurtă de timp, iată, intrarea care noi am avut-o, eu o să vă determin iată așa pe grafice, intrarea de buy la noi este iată aici, așa, și după indicatorul RSI, noi o să avem un pic mai jos, iată așa. Concomitent, ele se suprapun, dacă după RSI, dacă după RSI voi nu aveți confirmare de a deschide buy, atunci nici nu vă mai orientați la buy. Aici este și după RSI și după Fibonacci. De la nivel până la închiderea lunării sunt 14 puncte, adică confirmare eu am lunare aceasta închisă, următoarea lunare buy. Până sus, iată, poftim, sunt 91, la sfie, 90 de puncte. Stop loss-ul puneți, eu l-aș recomanda 38 și 2. Deja stop loss-ul cum decideți voi. Stop loss-ul le puneți după nivelul lui Fibonacci, take profit puteți să-l plasați și după trendul care noi avem în daily. Adică doar să conștientizăm că o să fie o tranzacție pentru o perioadă mai lungă de timp. Deci de aici până sus sunt undeva 1000 de puncte. Toate șansele are petrolul să crească. Cine crede că petrolul să mai crească? Ok, dacă vreau să zicem. Așa, haideți să vedem și pe o tendință descrescătoare. Asta e pandemia. Asta e pandemia. Haideți să luăm încă mai iată asta. Sau în daily, sau în H4. Da. Sau pe corecția respectivă. În graficul de 4 ore determinăm trendul. Nu, trendul trebuie să fie în daily sau nici de cum în H4. Să fie în H4. Așa, iată aici avem tendința descrescătoare. Plasăm Fibonacci pe impuls. Așa, pe impuls până jos, ajunge la nivelul
Schimbarea de tren? Da. Ia și pseaua. Pe ultimul din copii și până. Haideți să vedem care este situația aici. Mergem deja până la capăt. Dar asta este corecția dintr-o perioadă de timp mai îndelungată. Noi știm că este o tendință crescătoare și în daily și în weekly. Deci lăsăm oricum, lăsăm acest. Vedem care este situația și tranzacționarea măcar între nivele. Deci prima confirmare în H4. Am pus Fibonacci, l-am plasat în H4. Mă duc în H1 să vedem cu intrările. Așa, deci nu, trendul este descendent, plasăm pe impuls, mă duc în graficul de o oră și caut confirmarea când eu pot să deschid o tranzacție de vânzare după ambele confirmări. Deci prima confirmare este trebuie să fie respingerea de la unul din nivele. Așa, deci căutăm prima confirmare de sell, asta să fie nivelul 23.6, de aici. O să mă orientez la sell, numai când o să-mi străbat acest nivel. Iată aici, o să deschid sell, hai să vedem confirmarea. 24 de puncte este și la take profit așa și nu a ajuns. Până jos la nivelul 0 trebuia să iau un take profit de 184 de puncte. Odată ce stă stop loss-ul la nivelul 38.2, eu aveam să iau un stop loss în cazul dat. Așa, următoarea intrare, care eu o să mă orientez să o iau, iarăși să fie respingerea de la unul din nivele. Nivelul 38.2, el a fost răbătut, aici am luat stop loss-ul de la prima tranzacție. O altă confirmare pentru sell, am putea să o avem când se respinge de la nivelul 50, dar după Fibonacci eu am confirmare de sell, dar după pozițiile, după RSI eu confirmare de sell nu am. Confirmare de sell la mine o să fie abia, iată, mai târziu, nivelul 50 și totodată și RSI, iată de aici, da? O să aștept fie confirmarea cu ordin amânat, fie o să așteptați închiderea lumânării descrescătoare care este la moment. Take profit sau o să-l puneți la următorul nivel, nivelul 38.2, starea profitului cu 67 de puncte, sau deja o să-l puneți la nivelul 0. El a fost destul de bine în profit, dar cel puțin la nivelul 0 așa și nu a mai ajuns. Și iarăși vă orientați la pozițiile, fie metoda adăugării. Deci și într-o perioadă de mai scurtă de timp, cum ar fi graficul de o oră, strategia la fel lucrează. Și ultimul instrument pe care noi o să-l analizăm, asta o să luăm gazul. Dar dacă voi nu tranzacționați, eu nu vreau să fac reclamă la gaz. El merge bine și sunt prete. Dar voi nu tranzacționați, pentru ce? Nu ne tranzacționăm tot. Mă uit mâine, păi mâine se mărește spread-ul și la gaz natural. E care din cauza cu, da? Probabil cu volum mare tranzacționați. Nu. Eu nu sunt așa de fartovă să o zicem. Dar fartul aici nu merge. Nu, nu direct să foarte calculată. Nu am asta nu-i despre mine. Nu este. Dar trecut de la sunt. Sau numai e una în urmă? Era acolo. Poate în asta. În G. Nu se mai în asta. Ia pe. Așa. Mă duc în graficul de o zi sau de 4 ore, indiferent în ce time frame, și determinăm ultimul trend care noi îl avem. Penultim, hai la sweep, pe istorie ne ducem, nu contează cum ne ducem. Așa, determinăm tendința. Așa. Și plasăm Fibonacci pe ultimul impuls care noi îl avem. În graficul de o zi, de la punctul minim. Fie de aici, fie de mai de jos. Până la sfârșitul acestui impuls. Și în cazul dat, iarăși, haideți o să luăm pe cel precedent. Până la capăt. Așa. Este nivelul 23.6 de la care am avut respingere. Plasăm totodată, mă duc în graficul de 4 ore și o să plasăm aici și pe răsaiul. Așa, indicator, punem indicatorul de trend pe răsaiul. Este deja nivelul.
și ne orientăm. Iată, este sfârșit de impuls și când noi o să ne orientăm la pozițiile de cumpărare. În primul rând, trebuie să respingem de la unul din nivele. Respingerea noi o avem. Cum avem respingerea? Deci o să începem să căutăm și după confirmare, după RSI. Deci, iată, undeva după nivelul lui Fibonacci o să fie aici confirmarea și după RSI, la fel, iată, în acest moment tot avem confirmarea pentru a deschide pozițiile de cumpărare. Take profit-ul sau la nivelul 0 cu 233 de puncte profit luate în 15 ore. Stop loss-ul aș recomanda să-l punem sub nivelul 38. Deși puteți să-l puneți și sub nivelul care, de la care am confirmare. Asta e deja de sine stătător, decideți. Iată, eu spun tranzacțiile de cumpărare din acest moment și după indicatorul RSI, la fel, am încă o confirmare. Iată, când străbate nivelul 50. Așa. Iată aici. Și o să fie după confirmare pentru pozițiile de buy. Take profit-ul deja pun la nivelul 0. Sau puteți să-l puneți și după... Dacă vă orientați la nivelul 0, el poate să nu fie atât de important care e impuls și cum îl clasați anume. Dar dacă spuneți take profit-ul după trend, el aveți nevoie, adică ca să mai aveți careva nivele. Deci nivelele determinate cum vreți. Și, spre exemplu, mai sus nu aveți nivele, puteți folosiți și Fibonacci X-Mash. Pe impuls și pe corecție. Este? Da. Bun, haideți să vedem întrebări. O să fie acum secundă, o să testăm strategiile, cred. Asta e cel mai important, să le testați și să vedeți care este mai aproape de voi. Și deja după instrumente, după portofoliu investițional pe care voi îl aveți, după risk și money management, iar și fiecare strategie trebuie adaptată după fiecare în parte. Pentru că la unul poate cuiva îi convine time frame-ul de 4 ori, cineva nu are răbdarea respectivă și el vrea 15 minute. Deci se schimbă tranzacția în 15 în 5 minute, se ia un profit repede și se mulțumesc pentru ziua de azi. Bun, haideți întrebări. Mai este cineva pe dorile de schimb din indicatorii oscilatori? Lucru vârf, cap, cume, ei se formează adesea în zona de suprasaturație. Cât și în genere, pe parcursul săptămânii.